Nu este o mai mare bucurie decât să-ți vezi frață, să-ți vezi surorile, să-i vezi că-s voioși, să-i vezi că-s sănătoși, să-i vezi că laudă pe Dumnezeu. Aleluia! Lucru mare e acesta. Amen. Glorie lui Iisus Hristos. Frați scumpi și surori în Domnul Iisus Hristos, pe Zoom am vorbit de vreo 3 sau 4 ori din Epistola către Evrei, capitolul 11, și mi-a venit și o idee. Nu știu dacă o-i găsi pe cineva să mă ajute să o realizez, fiindcă eu cu ochii mei văd greu. Dar mulțumim Domnului că am văzut destule până acum. Slavă Lui! M-am gândit să adun predicile acestea și să fac o carte cu chipuri pentru școala bisericii, în special pentru copii, care ar fi foarte sugestiv și de o mare învățătură. Ca să știe și să fie învățați ce-i credința. Capitolul ăsta este supranumit de cercetătorii Bibliei ca capitolul credinței. Pavel, care a scris Cartea Evrei, unii comentează spunând că nu-i sigur, dar după cum i-am citit în scrierile lui și aici în scrierile astea, bat bine la oaltă. Tot pe Pavel îl văd eu scriind aici. Mai ales înțelepciunea deosebită care o dezvoltă. Și astăzi ne oprim cu precădere la versetul 32 din 11 Evrei. Și ce vom mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. M-am gândit citind acestea, oarecum ai avut vreme să vorbești de Abel? Ai avut vreme să vorbești de Avram? Ai avut vreme să vorbești de ceilalți sfinți, de Iosif, de Moise? Și când ai ajuns la ăștia, n-ai avut vreme să vorbești de ei. Oare de ce? Și am luat pe rând gândindu-mă, pentru Abel, o istorie spusă în câteva cuvinte l-a cuprins, că e puțin. Pentru Avraam e o istorie la fel puntată în câteva locuri principale. Dar de ăștia de care n-a avut vreme, ăștia au o istorie foarte bogată, cu multe peripeții și cu multe lucruri la care trebuie să ne oprim, să cercetăm, să vedem și să prindem curaj în luptă cu viața pământeană, cu lumea, cu Satan și așa mai departe. Și
mă gândesc și cum v-am explicat gândul meu, am vrut să vorbesc și potrivit cu câteva ilustrații. M-am gândit că va fi de folos pentru ascultători. Prima ilustrație pe care ne-o vor pune frații aici sus eu nu văd până acolo, dar e vorba sigur de Debora și Barac din Judecători 4, 21-22, când o cunoștință a lui Sisera, el fuge să se ascundă și fiind prieten de familie, când a sosit, l-a poftit în casă. Dar era evreoaică. Și el obosit, trudit de gândul că pierde lupta și așa mai departe, cere o crotire. Și el spune, vin aici, vin în casă la mine. Și eu încerca să-l acopere cu ceva plapume, cu ceva, că dacă vine cineva și spune, dacă cineva vine să întrebe de mine, să spui că nu-s aici, dar stare obosit, dă-ne un pahar de apă. Ea i-a dat un pahar de lapte în loc de apă. Și îndată a adormit. Când a adormit, a luat un țăruș și un ciocan, s-a apropiat de el, el a pus în tâmplă și când a lovit odată cu ciocanul, a tot străbătut până în partea alaltă la pământ. S-a întins și a murit. Pe ea o chema Iaela. Și acum vin urmăritorii și primul care vine știe ceva. Pe cine cauți? Băi, pe cutare. Prinde și desface învelitoarea, aia o arată acolo și îl arată pe el mort. E aici. Dar ce înseamnă asta? Asta însemnează un mare curaj venit prin profeție. Noi, penticostalii, ne bazăm pe lucrări. Bun înțeles că mai sunt și care nu le înțelegem. Mai sunt și care mai au greșuri. Pavel Apostolul ne indică să cercetăm lucrurile. Unde e de zis da, să glorificăm pe Domnul, unde nu, să tragem atenția. Că inerția unui proroc, în special tânăr în lucrare, s-ar putea, când sunt o prezență a Duhului Sfânt, să rostească un cuvânt venit de la Domnul, dar la un moment dat să-i se pară lui că ar mai trebuie ceva și mai adaug un cuvânt și atunci ai bai. Între Bistrița și Beclean să faci odată o adunare de noapte de veghe, cum se făcea atunci, până pe la 4-5 dimineața, și un frate prorocește, mâine Domnul va trimite la voi 3 apostoli. Și pe unul va chema așa și pe unul așa. Pe a treilea nu știe cum. Dar în capul lui Satana îl ispitește și îi pune el un nume. Dimineața la ora de rugăciune vin 3 frați.
cum intrau în ordine, primii doi aveau numele spus, al treilea nu. Frații îl ia la o parte. Ce-ai făcut, mă? Începe și plânge, vă rog, rugați-vă pentru mine. M-am gândit cum să-l las fără nume. Și aici a fost greșul lui enorm, care a potignit o adunare întreagă și pentru asta n-a scăpat fără plată. Dar prorocia vine prin o femeie, Debora. Ea era și judecătoare, că totdeauna când cade un popor și nu mai are o direcție bună, Dumnezeu scotea câte o femeie, cum zicea Debora, m-am sculat eu ca o mamă. Și Dumnezeu cu ea făcea treabă. Ea avea o casă sub un finic mare și poporul merea acolo și era judecat de ea. Dar acum e trimite vorbă la Barac din partea Domnului, trebuie să merg la luptă. Nu mă duc, singur nu mă duc, numai dacă vii cu mine, măi, dacă eu viu cu tine, slava va trece la o femeie, dar du-te tu, nu mă duc fără tine. Și au mers în luptă și Dumnezeu a lucrat printr-o altă femeie și a câștigat o mare biruință. La început s-a citit din Evrei 2 și ne-a tras atenția că Dumnezeu nu s-a schimbat. Proroci adevărați au existat, există și vor exista. Oameni păcăliți au fost cu miile totdeauna. Dar Dumnezeu să ne umple pe noi cu putere și să rămânem tari în adevăr. Dumneavoastră cred că puteți citi acolo versetele puse. Și acum să pășim și mai departe. A doilea personaj îl avem aici pe Gedeon. Gedeon, tot la porunca Domnului, începe și adună 32.000 de ostași să pornească împotriva lui Madian. Dar ăia erau, zice Biblia, ca nisipul mării într-o câmpie acolo. Ăsta era pe munte. Și când e gata să plece la luptă, Domnul îi zice, nu mă, pă, dacă tu mergi cu 32.000, oamenii ăștia se vor lăuda că ei au câștigat mâna lor, puterea lor. Dar eu vreau să fie slăvit numele meu. Știi ce să faci? Te duci la tabăra asta, ta de 32.000 și spune-le o vorbă. La toți câți vi frică de moarte, la toți câți credeți că n-om și noi biruitori și cum fim vinși și vă cuprinde frica, selectați-vă, luați-o către casă. Câte mii s-au dus către casă? Știți? Sau nu știți? Ia citiți, vă rog, tot în Judecători, 7 cu 6 și 7, versetele 6 și 7 din Judecători. Să vedeți. Și acum mai rămân 10.000. 22.000 pleacă.
Domnul îi spune, tot îți prea mulți și cu ăștia te vei putea lăuda și ei se vor putea lăuda. Prea mulți. Vezi că aici jos, lângă munte, trece un râu. Coboară acolo la apă și lasă-i să bea. Pe care îi vei vedea că se pun în genunchi cu capul jos la râu și bea apă, să-i separ de cei care, uitați acolo, ori lua apa în mână și ori limpăie așa ca câinele din pumn apa. Cu ochii în patru, cei care s-au plecat acolo jos, ei nu au putut vedea numai eventual dacă a trecut un peștișor prin apă. Nu au avut ce vede. Dar ăștia stăteau și așa bea apă, cu atenție. Dar pe ăștia se pară-i. Câți au rămas? Din 32.000 de ostași au rămas 300. Nu, pe ăștia să-i dai la o parte. Cu ăștia fac eu treabă. Și cu ăia a cerut și el sfatul Domnului în necaz. Cum vom proceda? Ăia-s mii, noi 300. Ce le-a dat Domnul aminte? La Gedeon și Gedeon la tot poporul. Toți ăștia care plecați acum de aici, 10.000, lăsați merinzile, lăsați uneltele ce ați avut cu voi, toate le lăsați aici. Și aveau și trâmbiță, lăsați tot la ăștia, 300. Și acum i-au împărțit în tricete, și i-au pus în jurul taberei brășmașe. Mă, dar păi s-apropie ora 12 noaptea. Ce voi face? Cum voi face? Domnul îi spune, coboară-te în tabără, ca pe acolo îi vedea, îi auzi ceva, vei vedea. Și el, după sfatul dat de Domnul, coboară acolo. Doi din ei se înțelegeau, s-o trezi din somn, mă, ce-am visat, mă. Ce-ai visat? O turtă de urs s-o rostogolit de pe munte și a venit și a lovit cortul căpetenii lor, că ăla nu dormea numai așa, avea cortul lui. Și așa l-a lovit de l-a răsturnat cu sus în jos. Măi, și asta nu poate fi altceva decât Gedeon. El e turta aia. Când a auzit, a venit și i-a spus la ucenicul lui, Pura, Domnul ne dă biruință, a spus la toți, împărțiți-vă, luați fiecare câte un ulcior și puneți o lumânare în ulcior să nu se vadă. Până când ne aranjăm bine și când suntem bine aranjați, fiecare să strigați cu putere, sabia Domnului și a lui Gedeon, buf! Loviți ulcioarele de olaltă și luați făcliile în mâna stângă și trâmbița în dreaptă și sunați, mă! Strigau și sunau făcliile pe acolo. Uitați acolo. Ei, când au văzut ăia întoi de noapte, acum pe la 1-2, după toate aranjamentele, care cum să sculabui măcit, credea că ăla e vrăjmaș, că ăla e vrăjmaș, să tăiau cu săbiile unul pe altul și-o luat-o la fugă cu toți. Dar toate acestea, cum s-au lucrat? Cum s-a lucrat cu Barac? Cum s-a lucrat cu Gedeon până aici? Totul prin credință. Amin. Amin. Totul prin credință. Amin.
lucru mare să ai credință. În orice împrejurare te vei găsi, fie moartea stă în față, fie o boală, fie un necaz, fie o lipsă, credința biruie în orice împrejurare. Amin. Amin. Și noi nu avem o credință slabă, noi avem o credință întărită, că Cel care ne-a binecuvântat cu credință este biruitorul Iisus, care a biruit moartea, păcatul, iadul, pe diavolul, lumea și s-a înălțat la dreapta măririi Tatălui, glorie Lui. Amin, amin. Și credința aia o avem noi. Amin. Ce minunat! Și asta o puteți vedea la fel în capitolul 7 cu versetul 20 cu făcliile. E minunat să te încrezi în Domnul. Apoi trecem la Samson în capitolul 14 cu 6. Duhul Domnului a venit peste Samson când mergea împreună cu părinții, dar el a ocălit un pic și s-a băgat că știa acolo niște vii. Probabil îi plăcea strugurii, dar strugurii le place și la animale. Întâlnește un leu acolo. Și așa de tare să umple de credință, și așa puterii de Duhul Sfânt, încât în lupta cu leul ajunge să-l prindă de fălci și să-i rupă fălcile și să-l omoare pe leu. Dar tot Duhul Sfânt era. Duhul Sfânt în vechime se manifesta altfel ca azi. Sunt și azi, am întâlnit cel puțin 3 persoane ca proroci, care prorocesc în stilul vechi, fără să stea să se roage, fără altceva, stă de vorbă cu tine, cum am întâlnit o soră bătrână, și vorbind cu mine, deodată, frate, chiar acum am primit mesaj de la Domnul Iisus, asta, 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 dar s-a împlinit exact. Și așa merge cu prorocia. Am întâlnit pe alta, la Sucevița. Păi zice, mie nu-mi dă niciodată Domnul vorbire în limbi și apoi prorocie. Mie îmi dă direct. Era bolnavă pe pat și avea o bâtă lângă ea. Și cu bâta pune pe persoana la care îi prorocește. Și odată să duc 2 inși din Cluj, unul moldovan, ăla nu știu cum îl chema, și pune pe moldovan bâta și prorocește. Cum va ajunge și ce se va întâmpla? Pune bâta pe celălalt. La cotitura drumului, când vei ieși dintr-o cetate, 2 îngeri vor veni și te vor lua. Nu, mă, cum va fi asta? Vin, el conduce ăla. Când o fă la o curbă, părăsește carosabilul și se izbește acolo de ceva și moare pe loc. Odată s-a dus. Multe am văzut din astea. Oricum, Cuvântul lui Dumnezeu își face lucrarea când vine de la Domnul cuvântul și când cel ce aude crede cuvântul. Adesea ori se poate întâmpla că tu ai avut o prorocie și nu s-a împlinit și tu ai zis că prorocul nu-i bun. Dar nu te-ai uitat
că aproape în toate prorociile, dacă vei face așa, cum ați auzit și azi, dacă ăla îi cumpăna aia care împlinește prorocia sau nu împlinește. La Habacuc eu spus, scriu, asta nu va minți, asta se împlinește. Deci se vede că și Habacuc a avut unele prorocii care nu au avut împlinirea. Dar scriu că asta se împlinește. Asta nu va mai depinde de dacă. Asta e zisă și așa va fi. Dacă ăla are un termen, se poate, dacă ai avut prorocia în luna ianuarie, termenul ei să fie până în august. Dar până în august ție ți se cere să faci asta, asta, asta. Nu faci aia. O trecut luna august, o trecut și împlinirea prorociei. N-ai să o mai vezi niciodată. De aceea trebuie să te grăbești când Domnul spune fă un lucru, fă repede. Almintrelea, se poate întâmpla că tu nu ai credință și judeci lucrarea în capul tău și o desconsideri deodată. Atunci și aia s-ar putea să n-aibă loc, fiindcă totul se bazează pe credință. Glorie Domnului Iisus! Să mergem mai departe în Judecătorii 11:34-35. Iefta, când ajunge la un mare pericol de război și toți bătrânii îl pun pe el în frunte, măcar că a fost disprețuit și alungat. Dar acum vină, păi voi m-ați alungat, nu, acum vină. Și Domnul-i cu el. De aici avem o școală mare. În biserică avem oameni pe care nu pui seamă pe el. Îi mai disprețuit. Cine știe, o trecut prin ceva, o căzut undeva, o ce știu ce s-a mai fi întâmplat. Dar dacă Dumnezeu are un plan, pe ăla nu mai depinde de ce zici tu și de ce zic alții. Dumnezeu face ce știe El. Așa s-a întâmplat cu Iefta. Iefta a făcut o juruință. Doamne, dacă îmi dai în mână oastea asta și dacă o bat, ce-mi va ieși pe poartă întâi înainte, aduc ca jertfă ție. Aveți grijă, Biblia ne învață decât să faci o juruință și să nu o împlinești, mai bine să nu faci nicio juruință, că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără de minte. Nu lăsa gura să te baje în păcat, fac aia și aia. Taci, ai răbdare. Nu imediat pronunți tu că nu știu ce și când colo tu nu poți face ce ai zis. Dumnezeu te consideră că tu nu-ți prețuiești nici mintea care ți-o dat-o El. Ești fără minte. Iefta vine bucuros cu alaiul în spate, dar când se apropie de casă, cu o timpană, iese înainte singura lui fată, singura lui copil. N-avea alți copii, numai pe asta singură. Cânta veselă că tătico biruit, că Domnul i-a dat. Vai, fica mea, dar rău mai lovit, a început să-și rupă hainele. Ce-i, tată? Păi eu am făcut o juruință și nu pot întoarce. Nu-i nimic. Lasă-mă numai să mă duc cu prietenile mele să-mi plâng picioria în munți. Apoi după aia, fă cum ai zis. Și n-a stat împotrivă nici fata,
Și nici el nu s-a lăsat. Vedeți ce înseamnă să faci juruințe. Eu vreau să mă duc pe scurt în toate astea, pentru că din fiecare putem face o predică mare. Să nu ieșim alungând cât e Scriptura din Genesa în Apocalipsa și înapoi. Mie îmi place așa de mult, dacă citim o temă, un text, apoi din ăla vorbește un ceas. Ca să știi și tu ce ai vrut și să știe și ceilalți ce ai vrut să zici. Doamne, învață-ne pe toate căile acestea. Dietul Iefta a avut nenorocirea în urma juruinței lui să-și jertfească singura lui fiică. De câte ori nu zic copiii, astea-s cuvintele lui mama, m-a ajuns cuvintele lui tata. De câte ori nu zic ei din astea? Aveți grijă când rostiți un cuvânt asupra copiilor și asupra voastră și asupra împrejurărilor în care sunteți. Să vorbiți cumpătați. Așa cum era o cântare, lasă-mi cumpăna gândirii mai înainte de a vorbi și puterea stăpânirii adevăr să pot rosti. Eu știu că ție-ți voi da seama pentru orice ce am spus și mă umple, Doamne, teama că osândei voi fi dus. Vedeți? Așa a pățit Iefta. Acum, David, în 1 Samuel 17, versetele 45 și 47, are o confruntare grozavă. Pe un deal stătea evreii cu împăratul lor, Saul. Pe celălalt deal stăteau filistenii cu erou național și cel mai solid om pe nume Rafa. Am văzut și la Flarea Florilor un frate cu numele Rafa, dar atâta era cât de două ori ziua, atâta era numeri și un cap mare. Era exact ca Rafa. Era fratele nostru de altfel. Slavă Domnului! Și acum credința îi pusă iarăși în joc să târguie cu Saul că va fi așa, că va fi așa, că va fi nu știu cum va fi. Hai să te îmbrac! Și i-a dat hainele de război, toate zale, că dacă dă cu sabia să nu intre la piele. Coș pe cap, încearcă David. Împărate, nu mă pot duce, eu nu le pot purta, nu, eu nu, trebuie să fiu ager, cu asta mă încurcă. Eu dezbrăcat și jestrăițuca de umăr, așa cum vedeți acolo, coboară de pe dealul cu împăratul, în vale și alege 5 pietri netede, ca să zboare bine în aer, le pune în străicuță, trece valea și sosește în față cu un uriaș mare de numă. Bă, pe ce crezi tu, eu scâine, vii la mine cu bâta și cu pietre, ce-s eu? Am să-ți dau carnea ta păsărilor cerului. Fii atent, Goliat, tu vii în numele puterii tale, dar eu viu împotriva ta în numele Dumnezeului, a cărui oștire tu ai ocărit-o. Și îi repetă, astăzi îți dau carnea ta păsărilor cerului. Și bagă mâna în străicuță, pune praștia în funcție,
și să uită. Ăsta avea o cască de fier, avea pe piept fier, pe mâini până pe aici, tot în zale, tot, dar fruntea era goală. Și David se uită și când învârte odată praștia, vâf, pac, să-și dă peste cap și cade jos. Vedeți ce face credința în Dumnezeu? De aceea, capitolul ăsta a credinței, citiți-l și iar citiți-l și vă veți umple de credință. Mai jos cuvântul ne spune, prin credință au cucerit ei cetăți, prin credință au căpătat făgăduințe, prin credință au înviat morți, prin credință au cucerit cetăți, împărății, totul prin credință. Dar oare credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Nici de cum. El este același ieri, azi și în veci. Mărească-i să numele. Aș vrea să vă mai prezint și pe John Hus, care pentru credința în Dumnezeu, la un moment dat, el a făcut multe scrieri. Pe urma lui a ajuns la credință Luther și așa mai departe. Dar papa de atunci, împăratul Cehiei de atunci și apoi prelații bisericești catolici, toți bine au hotărât să-l execute. Și-a găsit cu cale să-l ardă. Vedeți cum aici și câte o babă și ce știu mai ce, căranuiele, leascuri să facă rugul mai mare, altul pus lemne jos și un stâlp mare, gros bătut acolo și apoi l-a pus cu mâinile așa și aici la gât l-a legat de stâlp cu un lanț peste umeri, cu o funie, mâinile jos cu o funie, l-a legat tot de stâlp. Stând în picioare, pe cap i-a pus un coif mare alb cu niște desene, cu niște diavol care juca. Și cu adevărat că diavolul juca în mulțimea aia. Dar el nu și-a negat scrierile, nu și-a negat Evanghelia pe care a propovăduit-o și striga către oameni să se întoarcă la Dumnezeu. A fost fugărit și prin munți și în cele din urmă a fost prins și pus pe rug. Uite flăcările cum ard în jurul lui și el stă acolo fără să-și nege credința, ci el rămâne credincios până la moarte. Ce s-a întâmplat, se va mai întâmpla. Nu-i nimic nou sub soare. Ceea ce a mai fost de mult cândva, va mai fi. Și dacă a fost prigoane pe timpul apostolilor, au fost prigoane în fiecare sută de ani aproape. Și au fost prigoane în timpul vieților noastre. Și dacă Dumnezeu a făcut minuni cândva cu apostolii, face și astăzi. Amin. Mărească-i să numele. Amin. Mi-aduc aminte de tânărul Sălicu din Borhanci, bolnav, grav, dus la spital în Cluj, cu căruța, cum era atunci, și doctorii l-au tratat ce l-au tratat, dar au murit. No, după obiceiul lor, 12 ore, zice, să-l lași unde a murit. Că s-ar putea să-și revină, dar nu și-o mai revenit. Și-o mai trecut și o noapte și o jumătate de zi, i-o făcut certificatul de moarte, o venit și l-o cărat acasă și când l-o pus în coridor
că în casă s-o apuca și-o mutat mobila și să văruiască, cum se făcea atunci, că vin oameni și na. Dar trimite și după fratele Lazar și sora Rozalie, Dumitru Lazar și Rozalia, că erau prieteni de familie. Și ei trec dealul și vin aici, din colonia Sopor, în Borhanci, din coace. Când vine, Sălicu era în sicriu. Fratele Lazar se pune la capul lui, cu cotele pe sicriu, plânge, sora Rozalie plânge, familia plânge. Deodată fratele Lazar ridică mâinile sus. Iisuse, ascultă-ne, Iisuse! Sălicu, vine Domnul Iisus la tine, scoală-te! Un fascicul de lumină coboră din tavan și Sălicu își cască ochii și se ridică în ședere. Și-a trăit și azi încă mai trăiește Sălicu. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Dumnezeu e tot același. El nu s-a schimbat. Am avut ocazia să am o prorocie în Vama. Pregătește-te, bărbatule, ca să fac o minune prin mâinile tale care va trece și peste granițe. Doamne, când va fi, cum va fi? Tot cu frică, tot cu temere, tot cu rugăciune. Într-o zi în plină adunare vorbesc de la Amvon și acolo la spate grămadă se adună și fug și fetele de aici, din față, toate acolo. Mă ispitesc un pic în cugetul meu, dar ce au este de n-ascultă predica și fug. La urmă mă duc și eu să văd. Când mă duc să văd, sora Irina Dublea era întinsă pe spate, fără viață. Fata era un cadru medical și avem primire câteva sate ca moșe, ca cât avea de făcut acolo, de făcut injecții și ce avea. Fiind prezentă și e, ținea de mâna stângă, ui așa, pe mama sa. Vai, că nu mai bate pulsul, vai, mama a murit, mă, vai! Când văd, mi-am adus aminte de prorocia aia. Așa m-a umplut Domnul de credință, m-am dus, am pus o mână pe fruntea ei și una pe inima ei și m-am rugat Domnului cu tărie, toți plângeam, surorile, tinerii, tinerele, toată lumea plângea acolo. Eu strigam cât putem, dar fără să mă îndoiesc deloc. După vreo un sfert sau 20 de minute, mă cască ochii și primul cuvânt, vă mulțumesc că m-ați readus la viață. Apoi a ajutat-o ginerile, fată, s-a susculat în picior, a luat-o de braț și a dus-o acasă. A trecut timp și a circulat și zvon contrarul, că de astea sunt totdeauna. Poate a fost numai o omețală, poate a fost nu știu ce, poate nu știu cum. Nimeni, un tânăr de la Galați, excomunicat de fratele Bocheanu, că el a prorocit ce se va întâmpla cu Ceaușescu și cu căderea. Și acum la ăștia de la cult era frică că închide cultul tot pe baza prorociei. L-a excomunicat pe bietul băiat, nu-l prime frață. Dar el a venit la mine, m-am bucurat, minune. Și acum la rugăciunea de încheiere o pun pe sora asta, cadru medical, care striga că i-a murit mama, să se roage, avea har la rugăciune, frumos. Și când se roagă, ăla prorocește. Femeie, asta, îi dea până câteva din secretele inimii ei, după care spune, să știi că firul de viață a fost întrerupt. Eu l-am legat la loc. Bă, toată lumea atunci
au putut să stea tare în credință că a văzut o înviere din morți. Cât e de minunat Dumnezeul nostru, glorie Lui! Fraților, noi suntem pe credința sfinților și a celor din vechime și a celor din nou. Noi nu trebuie să deznădăjduim, dar nici nu trebuie să stăm pasivi. Mâncăm bine, bem ce ne place, merem unde vrem, ne distrăm, râdem, hohotim, înrâsă-te. Dar când vei hohoti în plâns, cerând de la Dumnezeu îndurare, sau în plâns, preamărind pe Dumnezeu pentru câte ți-o făcut, când vei plânge, când vei face așa, când te vei pocăi, frate, bătrân, frate tânăr, surioare, dragi și băieți, Dumnezeu ne cere pocăință. Să nu credeți că noi nu-mi plăti scaunile astea cu versete, stăm pe versete biblice. Să nu credeți că dacă nu ne pocăim, noi scăpăm așa numai. Dumnezeu e bun. Dar nu uitați, în atributele lui Dumnezeu nu-i numai bunătate. În atributele lui Dumnezeu e și asprime. În atributele lui este și jelozie. Este și mânie. Este și un foc. Și grozav lucru să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. V-am arătat și câte o poză ca să vă intre bine în cap și în special la copii și tineri. Ce s-a întâmplat prin credință cu sfinții din trecut și v-am spus acum și cu sfinții din zilele noastre. Dumnezeu e același. Amin. El lucră minunat. Amin. Glorie Lui. Amin. Amin. Dacă n-ai avut nicio prorocie în viața ta prin cineva, cum zicea unul, mie nu mi-a prorocit Domnul niciodată. Greșești, măi copile. De câte ori ai auzit tu Evanghelia, nu ți-o bătut în inimă, asta e pentru mine. De ce n-asculți? Că mai mare proroc a cuvântului Dumnezeu nu este. Amin. Ăsta este infailibil, ăsta nu are greș. O prorocie poate să dea greș, un proroc poate avea scăzăminte, dar Domnul nu are niciun scăzământ. A trăit pe pământ fără să folosească vorbe triviale, fără să folosească ceva ce nu era bine, fără păcat, toți mărturisesc așa, că El n-a avut niciun păcat. Atunci, de ce nu crezi tu cuvântul care ți se vorbește? Și dacă ai harul ca Dumnezeu să-ți vorbească și prin prorocie ca la fratele Iovan azi, glorie Domnului! Aia e bine! E o mângăiere sufletească! Dar dacă nu ai, ascultă ce ai auzit măcar de aici, din Evrei. Și apoi va urma fratele și tot din epistola de la Evrei. Aș vrea să desfășoare ce s-a citit. Și Dumnezeu din cer să ne îmbrace pe toți cu putere, cu credință, cu Duhul Sfânt. Amin. Și să ne ajute pe fiecare din noi să-L cinstim pe Cel ce ne-a cinstit. Amin. Să-L cinstim pe Salvatorul care ne-a salvat. Să-L cinstim pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și cu toată inima noastră să-L preamărim. Amin.